Pe 5 august, ziua dinaintea praznicului schimbării la față, are pentru noi o semnătate deosebită. Așa, după cum ați auzit și în cuvântul înalt preasfințitului mitropolit al Germaniei, Serafim, s-au împlinit 100 de ani de la punerea pietrei de temelie Bisericii Sfinții Apostoli Filioara. Și acest eveniment s-a întâmplat, sigur, și cu ocazia întrunirii taberei de creație Dăruind Vie Dobândii, care este într-a 22-a ediție. Anul acesta am avut și bucuria de a avea pe elevi și o parte studenți din Basarabia, într-un grup folcloric Ghiocelu, specializați în dansuri populare, cu doi profesori universitari, au stat de pe întâi și astăzi este ultima zi. Așa. Sigur că au făcut schimburi de experiență cu copiii din zonă, Comuna Agapea, Bălțătești, Vânători, Târgu Neamț. Da, el fiind și focul de tabără, care este foarte agreat de copii, de tineri în general. Sunt multe de spus legat de istoria bisericii Filioara. Biserica este construită pe locul unei foste chilii, 1848-1852, sigur că părintele Gheorghe Topolicianu a hotărât cu enoriașul satului să construiască o biserică din piatră, care a durat din 1924 până în 1948. Prima sfințire fiind făcută de Teoctist, era arhimandrit, apoi a fost o resfințire în 1986, tot Teoctist, dar cum era mitropolit, și lucru fericit că eu am fost și hirotonit în 88, după 40 de ani, tot de acum mitropolitul Teoctist Arăbașu. Lucrurile decurg așa, voia omului cu voia Domnului, se împletesc mereu cele două voințe și sperăm ca toate să, sigur, să împlinească voia lui Dumnezeu. Asta e scopul, să avem un popor bine educat, moral, frumos și la chip și la suflet. Fii sănătos! La revedere! Evenimentul a fost însoțit de prezența Înalt Preasfințitului Serafim. E loc din Făgăraș, are 75 de ani și, după cum vă spuneam și în cuvânt, el a avut contact cu peste 50 de mari duhovnici din țară, dintre care și Arsenie Bocă, el fiind din Făgăraș, așa, părintele Cleopa, părintele Paisie, Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, mari duhovnici. Este un bun duhovnic, cuvânt spiritual, care mereu dacă l-auzi, încurajează, îți dă forță și elan și bucurie pentru a trăi în această viață, dar pentru a te propulsa în viața veșnică. Da, mi-a făcut mare bucurie prezența lui. N-am știut-o până acum o săptămână, dar în altul Teofan, care a și ajutat tabăra acestor tineri din Basarabia, l-a încredințat astăzi să vină să slujească. Așa, în parohia noastră, Sfânta Liturghie, noi având și un paracris închinat Sfântul Ioan Hozevitul sau de la Neamț, care am avut un impact în 1985, fiind în vizită, am văzut pentru prima dată un sfânt întreg, față către față. Bucuria aceea m-a determinat ca în viață să fac un paracris închinat lui. Eu până în respectivul an, nevăzând un sfânt așa cu pielea uscată pe
oasă, mâinile pe piept, barba lungă, așa cum spunea sunat pe Serafim, pardon. Deci este printre sfinții care păstrează trupul intact. Da. Sigur că de aici urmează să slujească la icoana mâine, pe 6 august, fiind hramul schit lângă Mănăstirea Neamț. Și sigur își urmează